Legea educației se află încă pe masa decidenților, iar președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, deputatul PSD Natalia Intotero, spune că grupul parlamentar din care face parte susține, printre altele, învățământul dual, introducerea transportului școlar gratuit pentru toți elevii, dar și extinderea programului Masa Caldă în școli. Legea educației va avea o formă finală în luna septembrie a acestui an, sau cel mai târziu în martie 2024. În primul rând, susținerea dezvoltării învățământului dual, pentru că ne confruntăm cu o lipsă a oamenilor calificați, specialiști pe diferite domenii de activitate. Cum avem, așa cum am spus, modele de succes în Uniunea Europeană și sunt țări care, odată ce au făcut legea, nu au mai schimbat-o pentru foarte mulți ani. Apoi, ne dorim ca fiecare elev din România să aibă acces gratuit la educație, acces neîngrădit, și aici vorbim de continuarea unor programe care să stopeze abandonul școlar, și anume transportul să fie gratuit pentru toți elevii din România, masă caldă și sănătoasă, aș spune eu, pentru că aici am demarat un grup de lucru la nivelul Comisiei de la începutul anului trecut, 2022, cu specialiști în domeniul nutriției, dar și de la Institutul Național de Sănătate Publică, părinți, elevi, Ministerul Agriculturii. Pentru programul Masă Caldă până anul trecut se plăteau 6 lei pentru fiecare porție. Din ăștia 6 lei era 60% cheltuielile de transport, de achiziționarea caserolei și așa mai departe. Deci, și atunci ne gândim ce ajungea pe masa copiilor. Lei pentru, efectiv, calitatea pentru și calitate. Cantitatea. Având în vedere că suntem pe un loc fruntaș, din păcate, ca rata obezității infantile, am găsit îngăduința guvernului ca această sumă să fie crescută, deci undeva la 12 lei este momentul de față, încă nu este o sumă suficientă. Când vom avea o formă finală a acestei acum, legi? Eu vă spun ce ne spune PNRR-ul, este jalon asumat pe PNRR, semestrul 2, asta înseamnă sfârșitul lunii septembrie, anul în curs, dar până la prima cerere de finanțare ar putea să fie prelungit termenul undeva martie 2024.